În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă ne scoți afară, poruncește să intrăm în turma aceea de porci. Iubiți credincioși, iată că în duminica aceasta, Sfinții Părinți au rânduit a ne pune una dintre întâmplările care s-au petrecut în Ținutul Gherghesenilor. Nu este vorba, așa cum ne obișnuisem, cu învățături pe care Mântuitorul le-a predat prin pilde sau prin parabole sau prin cuvânt, ci este vorba de un fapt de viață. La marginea Ținutului Gherghesenilor se aflau doi oameni îndrăciți. Doi oameni care nu mai locuiau în case, care locuiau la marginea cetății, așa cum am spus, dar care locuiau în morminte și nu se putea apropia nimeni de ținutul acela. Și venind Iisus cu ucenicii săi, a fost întâmpinat de acești doi îndrăciți și diavolii din ei l-au interpelat pe Mântuitorul spunând: ce ai cu noi, Iisuse, fiul lui David? Ai venit să ne chinuiești mai înainte de vreme? Și era acolo o turmă mare de porci. Și au spus diavolii: dacă ne poruncești să ieșim de aici, poruncește-ne să intrăm în turma aceea. Și Mântuitorul le-a poruncit: ieșiți. Și ei s-au dus în turma aceea și toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și s-a înnecat în apă. Văzând toate acestea, păzitorii porcilor s-au dus în ținut și au spus tuturor stăpânilor acelor turme ce s-a întâmplat cu cei doi îndrăciți. Și ieșind toți din cetate, până când să se apropie Mântuitorul de intrare, l-au rugat să meargă pe alături. Și Mântuitorul, ocolind cetatea Gherghesenilor din ținutul Gadarei, a mers în cetatea sa, în Capernaum. Iubiți credincioși, iată un lucru simplu. Nu e vorba de vreo pildă sau de vreo parabolă, nu e vorba de vreun cuvânt de învățătură, ci este vorba, așa cum am spus, de un fapt de viață. Pentru a-l înțelege mai bine, m-am gândit să vă aduc aminte despre omul acela gospodar dintr-un sat foarte, foarte puternic. Se spune că într-una din zile s-a pomenit un gospodar cu curtea plină de cai sălbatici. Nefiind ai nimănui, au rămas la el. Și omul era bucuros și au venit toți din sat să-l felicite cum a vrut Dumnezeu cu el și iată că i-a umplut curtea de cai. Bineînțeles că omul acela nu avea singur cai aceia, ci avea mai mulți. Și omul s-a ridicat înaintea lor și a spus: vom vedea ce va fi. Nu după multă vreme, însă, feciorul cel mare, încercând să încalece pe un cal sălbatic, a fost aruncat de acesta și și-a rupt un picior. Iar au venit toți oamenii și au înconjurat casa ca să aducă oarecum un semn de împreună suferință a lor, ca să fie mai ușor stăpânitorului casei aceleia. Și a spus: ne pare rău pentru copilul tău. Și a spus: vom vedea ce va fi. Nu știm nici dacă este bine, nici dacă este rău. După o săptămână au venit vorbă de la împărăție că se reclutează toți tinerii de la 18 la 25 de ani, că începe un război. Singurul care a rămas în casă a fost cel cu piciorul rupt, adică băiatul cel mare al gospodarului aceluia. Iată, iubiți credincioși, că ceea ce ni se pare nouă a fi bun poate să fie rău și ceea ce ni se pare nouă a fi rău poate să fie bun. Pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat astăzi în ținutul Gherghesenilor, nici nu se putea mai bine decât ploaia de azi noapte cu care Dumnezeu ne-a arătat ce este bine și ce este rău,
Care este valoarea adevărată a omului, valoarea adevărată a faptelor și valoarea adevărată a sufletului omenesc? Astăzi, dacă suntem în tabăra celor care aveau turme mari de porci, ne mai judecând acum că vezi, Doamne, ce căutau porcii aceia dacă ei n-aveau voie să mănânce carnea lor, nu mai spunem de ce aveau turme așa de mari, dar dacă ne așezăm din punctul lor de vedere, spunem că este vorba de o pagubă, pentru că au rămas fără agoniseala lor, turme acelea mari de porci. Dar dacă ne așezăm în partea cealaltă, la acei doi bieți oameni munciți de diavol, pe partea baricadei cu ei înșiși și cu familiile lor, care nici măcar nu-i mai așteptau acasă, pentru că nu mai credea nimeni că se pot vindeca, atunci înseamnă că paguba aceea a fost una măruntă, pentru că valoarea însănătoșirii lor depășește cu mult valoarea turmelor care s-au aruncat de pe țărm în mare. Dar revenind la ploaia noastră, e adevărat că este plină vară, e adevărat că noi, dintr-un punct de vedere, trăim de pe urma turiștilor care nu de ploaie aveau ei nevoie azi noapte, mai ales că este weekend. Nu de ploaie aveau ei nevoie, ci de soare. Și totuși Dumnezeu ne-a arătat adevărata valoare a ploii. De multă vreme n-a mai plouat și agricultura se uită de multă vreme, punând mâna streașină să vadă vreun nor pe cer. E adevărat că au mai fost ceva nori pe cer, dar nu s-a scuturat niciunul ca aseară. Și ne trecem dintr-o parte în cealaltă a baricadei. Să știți că acum vreo două săptămâni, când eram și eu în calitate de turist plecat, a plouat într-una din zile când eram acolo. N-a plouat toată ziua. Probabil că nici astăzi nu o să plouă. Dar într-una din zile a plouat. Și bineînțeles că nu ești obișnuit ca, aducându-te într-un loc în care aștepți să nu plouă și aștepți o vreme frumoasă, nu este deloc comod să ți se strice programul, mai ales că nu se spunea de la o zi la alta că va ploua sau nu. Dar în momentul în care am văzut că plouă, m-am gândit prima dată la pământ. M-am gândit la Dumnezeu că niciodată nu lasă nimic ne la locul Lui. Nu lasă niciodată Dumnezeu un lucru care să se întâmple în mod gratuit. Și o să spuneți, bine, bine, dar n-aveați pământ pe acolo. E adevărat că n-aveam pământ pe acolo. Dar oriunde este un pământ, este nevoie și de apă. Pentru că Dumnezeu a lăsat pământul spânzurat de apă. Adică l-a lăsat în dependență de apă. Dependență de ploaie și de roadă bogată a cerului. Și atunci m-am gândit ce bine este că plouă. Poate pentru altcineva, nu pentru mine neapărat, dar bucuria aceea, să știți că a fost una atât de sinceră, încât chiar m-am simțit bine. M-am gândit că din 7-8 zile, probabil că Dumnezeu una sau două va da de ploaie. Și zic că o să țină și cu mine și cu ceilalți. Trebuie întotdeauna să gândim unde este adevărata valoare și care este adevăratul sens al tuturor lucrurilor care ni se întâmplă. Azi noapte bună oară, eram adevărat în ceata celor care se bucura că plouă. Știți când plouă? În fața casei mele nu mai stă pornită nicio mașină. Pe gazonul tuns de mine nu se mai aruncă nicio hârtie. Nu mai este niciun zgomot. Din Mamaia nu se mai uit buiturile acelea așa de puternice. Pentru că ploua și lumea avea altă preocupare. Ori să se ascundă de ploaie, era un zgomot plăcut al tunetului, pentru că era de la Dumnezeu. Tot ceea ce este natural este plăcut. Chiar și arșița, dacă știi să o înduri, este plăcută dacă este naturală. Dar ceva nenatural niciodată nu-ți face plăcere. Și spuneam că e adevărat că eram în tabăra celor care așteptam ploaia, dar să știți că în aceeași măsură m-am întristat puțin și trebuie să vă mărturisesc lucrul acesta. Mi-a părut rău pentru cei care au venit numai pentru două sau trei zile
Și m-am gândit că este aceeași părere de rău, egală în partea cealaltă cu bucuria pe care am avut-o atunci când am constatat că plouă, deși eu aveam nevoie să nu plouă. Dacă știm să ținem balanța aceasta, putem să înțelegem ce este cu ce s-a petrecut în Ținutul Gherghesenilor, iubiți credincioși. În Ținutul Gherghesenilor au fost niște lucruri foarte importante săvârșite astăzi, despre care Mântuitorul astăzi ne aduce aminte. Și anume, în primul rând, îi vedem pe cei demonizați, care sunt numai niște obiecte prin care voința diavolului se face într-un fel sau într-altul simțită. Nu mai vorbesc ei, ci demonii din ei. Și anume, constatăm aici că diavolii îl cunosc pe Dumnezeu. Acum să ne uităm puțin la noi. Diavolii aceia au spus, pentru ce a venit Iisuse, fiul lui David? Câtă lume l-a recunoscut pe Mântuitorul ca fiind fiul lui David? Nu au făcut-o mulți. Iată că diavolul însă a cunoscut. Și mai ales a cunoscut rolul și rostul cu care a venit Mântuitorul pe pământ și a zis, ai venit mai înainte de vreme să ne chinuiești? Adică știau ce o să li se întâmple, dar diavolii vroiau să fie lăsați până când vine momentul chinului. Noi trebuie să învățăm un lucru foarte important. Nu este suficient să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu este suficient să-L mărturisim pe Dumnezeu. Pentru că și eu spus, Iisuse fiul lui David. Nu este suficient să cunoaștem voința lui Dumnezeu, ci este suficient să cunoaștem valoarea sufletului nostru. Cu toții știm ce putere are Dumnezeu, cu toții știm cine este Dumnezeu, cum se manifestă Dumnezeu, și iată că deja ne aducem aminte de spusele Sfântului Arsenie cel Mare, care într-un dialog cu diavolul, acesta îi spune, cuvioase, te lauzi că te rogi mult, că nu dormi decât foarte puțin, noi nu dormim niciodată. Te lauzi că-L cunoști pe Dumnezeu, noi am văzut și fața. Te lauzi că știi ce vrea Dumnezeu, noi știm cu siguranță lucrul acesta. Așadar, dacă intrăm într-un dialog sincer cu noi înșine, oricum cădem pe locul 2. Și diavolii știu și cred în Dumnezeu și se tem de El. Și totuși nu se mântuiesc. De ce? Pentru că faptele lor nu sunt către mântuire. Dar până la fapte, astăzi învățăm un lucru și mai important, este sentimentul pe care îl avem. Poate că vor fi greșit cei din Ținutul Gherghesenilor crescând porci ca să-i vândă altora. E ca și când noi ne-am spălat pe mâini atunci când am cultiva tutun sau cânepă, să spunem, nu le folosim noi. Sau eu să mă duc undeva să cumpăr țigări sau să dau unuia ca să mă ajute la o problemă, niște țigări și să spun, nu e treaba mea. Ba, este treaba mea. Astăzi, Mântuitorul ne așează în față adevărata valoare a sufletului omenesc. Dacă oamenii aceia au pus în balanță averea lor și sufletele a doi oameni care au fost vindecate, ei, bineînțeles că țineau la averea lor și nu putem să-i judecăm și acum nu vreau să facem o demagogie, să spunem, vezi, Doamne, că valoarea sufletului este așa și pe dincolo. Nu, trecem peste asta. Trebuie să învățăm însă un lucru, exact cum am spus, până la faptă este sentimentul nostru. Măcar dacă azi noapte n-am avut vreo faptă să mă duc cu vreo umbrelă pe la un turist sau să-l iau în brațe să-i spun, mă, nene, poate mâine, dacă nu te grăbești să pleci de noaptea asta acasă, poate va da soarele. N-am reușit să fac lucrul acesta, dar am gândit lucrul acesta. Am gândit că ar fi frumos, și poate îmi va ajuta Dumnezeu cu o altă ocazie, să mă duc lângă unul care se uită în sus, așa se spune, bă, am strâns punga atâta vreme și mi-am adus și eu copiii
trei zile pe litoral. Și iată că s-a ales praful. Aș vrea să mă duc să-l iau pe omul acela în brațe, să-i spun, nu s-a ales praful. S-a bucurat un agricultor, dar poate că s-a bucurat prea tare. Dar nu te va lăsa Dumnezeu nemângâiat nici pe tine. Acest gând începe să miște lucrurile către a înțelege adevărata valoare a unui lucru pe care Dumnezeu îl lasă între noi. Vei spune că e lucru mic. Nu, este un lucru foarte mare. Dacă începem să gândim frumos, cu siguranță că acest gând va rodi. Astăzi de dimineață n-am mai răbdat să vină ora la care era ceasul pus să sune, ci m-am trezit eu cu 10 minute de bucurie să vă spun ce am gândit azi noapte. Și am venit cu o bucurie să vă spun lucrurile acestea nu în mod demagogic, ci să vă spun că de acum înainte mă gândesc să trec la faptă. Este important că am gândit așa. Este important să gândim frumos, dar și mai important este să trecem la faptă. Pentru că în partea cealaltă vedem care sunt faptele. Cel păgubit imediat i-a spus, nu te supăra pe noi, mergi pe alături. Și nu l-au primit pe Mântuitorul în ținutul Gheriesenilor, pentru că din cauza lui aceștia au avut pagubă din punctul lor de vedere. Dar cei care și-au primit totuși pe cei doi îndrăciți în case, nu l-au primit prin ei pe Hristos. Așadar, Hristos n-a trecut nici de cum pe lângă cetatea Gheriesenilor, ci a intrat sub chipul celor doi care au rămas acolo mai mult decât ar fi putut rămâne Mântuitorul într-una din trecerile sale spre cetatea sa Capernaum. Iubiți credincioși, așa se întâmplă și cu lucrurile și cu gândurile noastre. Trebuie să rămână în noi, în casa noastră, în casa sufletului nostru, un gând bun care să rodească. Și mă gândesc că dacă va începe să rodească un gând, cu siguranță că încet, încet vom afla care este adevărata valoare a lucrurilor. Vedeți, omul acela care și-a văzut bătătura plină de cai și nu-i aparțineau ei, se va fi bucurat în sufletul său, dar n-a arătat oamenilor că se bucură complet, pentru că știa că odată cu ei trebuie să fie un echilibru. Dar a doua zi sau a treia zi, când s-a întâmplat ca unul dintre cai să-l rănească pe fiul său, nici atunci nu s-a întristat într-atât încât să spună oamenilor ce rău a fost că mi-a trimis Dumnezeu acești cai. Și iarăși a așteptat lucrul cel bun. Pe noi ce ne ține să pătrundem mai mult în necazul nostru și să mergem puțin mai la adânc? Avem fiecare dintre noi câte un necaz, dar trebuie să știm cum să percepem acel necaz. Nu cumva este tocmai pentru a ieși la liman într-un fel sau într-altul. Se spune că odată un om naufragiat de multă vreme apucase să aprindă un foc. La el se încălzea, cu el gătea, cu el lumina negura, numai că într-o noapte a venit o furtună așa de mare, încât nu numai că era să-i stingă focul, dar l-a împrăștiat așa de tare, încât i-a luat foc casa. A doua zi dimineață nu mai avea omul nici foc, nici casă, nu mai avea nimic. Și atunci a spus, acum cred că sunt pierdut. În momentul acela însă a văzut de departe o barcă. În noaptea aceea, casa în flăcările ei se transformase într-un semnal de alarmă și cel cu barca văzuse de departe și a venit să-l salveze. În momentul în care ne arde casa și noi credem că suntem terminați, că nu mai avem nicio șansă, în acel moment trebuie să știm că s-ar putea ca Dumnezeu tocmai prin acest lucru să ne salveze. Știu multe familii care nu se mai pot împăca și știți care e vorba românească, mi-a ars casa. Dintr-un punct de vedere din cauza uneia, din alt punct de vedere din cauza unuia. Dar nu cumva,
Dumnezeu a ars-o pentru că era putrezită de mult? Nu cumva Dumnezeu a trimis un semnal de alarmă ca să ne salvăm, să plecăm în altă parte? Nu este niciodată sfârșitul atunci când credem noi. Nu este niciodată necazul cel mai mare, cel pe care îl vedem. Poate că ne aflăm la o vârstă la care putem să o luăm de la capăt, să facem altă casă. Poate că dacă mai stăteam în ea, nu mai aveam cum să o mai reparăm. Chiar să știți că în anul 57, pe timpul lui Nero, la un moment dat, un nebun a dat foc unei case și exista atunci toată Roma construită numai din lemn. Bineînțeles că Nero a folosit acest prilej și a dat vina pe creștini și i-a adunat pe toți în circuri și a fost una dintre cele mai sângeroase manifestări împotriva creștinilor, dar după două generații Vespasian a spus: am moștenit o Romă de lemn și las una de piatră. De multe ori am văzut case luate de ape și m-am gândit, nu este răul cel mai mare. Și într-adevăr, pentru mulți am avut dreptate. Pentru că acum, pe locul acelor case din chirpic luate de ape, sunt case din beton care vor dăinui mult mai mult. Iubiți credincioși, nimic nu este așa cum vedem prima dată. Nimic nu este așa cum ne înspăimântă. Numai că ne trebuie răbdare, ne trebuie percepție frumoasă, gânduri alese și cu siguranță că din fiecare necaz Dumnezeu știe că este necesar acel necaz ca să putem să ieșim la liman. Se spune că un vultur trăiește în general 150 de ani cu o singură condiție. Atunci când ajunge pe la maturitatea de 40-50 de ani, acesta se retrage și începe să-și smulgă penele, pană cu pană, până nu mai rămâne nimic. Apoi cu ciocul bate zile întregi într-o piatră, până când îi cade ciocul de tot, rupt fiind de bătaia în piatră. După acest moment încep să-i crească adevăratele pene care să-l ducă până 150 de ani și adevăratul cioc care face din el o pasăre de pradă. Fără aceste jertfiri ale penelor și ale ciocului, ale înfometării unui vultur nu poate să trăiască atât și cu putere atât de mare. De aceea, orice lucru pe care credem noi că l-a dat Dumnezeu pentru a ne trezi este un lucru pentru noi. Să vă dau un exemplu. Noi credem că avem o boală, de exemplu diabetul, că suntem mai în partea asta, mai aproape pot să vă spun mai multe. Diabetul venit, de exemplu, peste mine acum vreo 15 ani, m-a făcut să fiu mai atent cu mine. M-a făcut să mă bucur mai mult de viață. M-a făcut să știu ce este diferența între o glicemie de 140 și una de 372. M-a făcut să știu să mă bucur atunci când mă simt bine. Pentru că dacă nu aș fi avut acest diagnostic, probabil că aș fi crezut că așa e normal. Și mă prindeau 50-60 de ani când încep adevăratele neputințe, neantrenat cu boala. Acum sunt antrenat. Și chiar îmi trebuie acest antrenament, pentru că dacă avem o anumită percepție adevărată despre ceea ce se întâmplă cu noi, cu siguranță că înțelegem care este valoarea semnalelor pe care Dumnezeu ni le trimite. Iubiți credincioși, în această duminică frumoasă, pe care de dragul celor care au venit pentru câteva zile pe litoral, sunt pregătit ca următoarea săptămână să îmbubuie tobele în cap, de dragul lor, mă rog la Dumnezeu să le trimită soare, să-mi lase gunoi în fața casei, că pot să fac curățenie, și atunci când voi începe să adun hârtiile, îmi voi da seama că Dumnezeu mi-a încercat răbdarea
Și dacă voi fi în stare să mă bucur, înseamnă că am învățat ceva în duminica aceasta. Să rânduiască Dumnezeu ca tot ceea ce vedem de acum înainte, să știm că dacă este urât, în spate este ceva frumos. Din camera mea de spovedit, în care stau ore în șir, vedeam multă vreme, toată iarna de fapt, o plantă care se ridică, este o floare. Se vestejise și întotdeauna mă gândeam, de ce oare toamna nu am tăiat-o? Dar am văzut-o de vreo săptămână, în frumusețea ei, pentru că singură s-a curățat. Și iarăși îmi arată flori și mi-am adus aminte că așa am gândit și anul trecut. Și acum trebuie să nu mai uit niciodată. În spatele oricărei buruieni stă învierea lui Hristos. Stă un lucru care va fi frumos dacă știi să-l aștepți, dacă știi să-l privești și dacă știi să-l respecti. Acum ne trimite și ceva umbră atunci când trebuie și este o frumusețe și o încântare a ochiului să o vezi. Iubiți credincioși, niciodată ceea ce vedem nu este întocmai ceea ce credem noi. Și în fiecare lucru pe care îl considerăm rău, cu siguranță că Dumnezeu ne trimite ajutorul Său. Noi trebuie să avem răbdare, să vedem că, într-adevăr, Dumnezeu stă în spatele tuturor lucrurilor frumoase pentru noi. Și un medicament este de multe ori amar, dar te face bine. Să ne ajute Dumnezeu să trecem peste amărăciune ca să ne bucurăm de sănătate, de lumină, de spor, de soare și de tot ceea ce este frumos în viața aceasta. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.